Uitați-vă ce mare e ciocul lui. Vai, dar ăsta e foarte supărat. Iar ăștia cu spini aveau foarte mulți dușmani. Tăică, de ce plânge? Ăsta este un brontozaur, care este cel mai mare dintre toți dinozaurii. Ăsta urla cel mai tare dintre toți. Mi-a plăcut foarte mult că cetatea Râșnov se află pe un vârf de munte și se vede de la o distanță foarte mare. Aici, la Dinopark, ne-am întâlnit cu rudele noastre din Republica Moldova. Dulce întâlnire! Revedere! După întâlnire, am fugit repede la casă să cumpărăm bilete pentru trenuț. Parcul se află o distanță foarte mică de locul de unde am parcat, dar am decis să luăm trenuțul pentru bucuria copiilor. La jumătate din familia Vasca sunt în primul vagon. Cât de tare a fost cu trenul. Aici am ajuns la Dinopark. Dar ce mari sunt peștii ăștia! Dinozaurii ăștia sunt foarte creepy, așa că dacă vă doare inima, vă rog să beți un ceai de calmare. Că pe urmă să spuneți, Amelia, de ce nu ne-ai spus de la început? Dinozaurul ăsta e ca o broască gigant. Iar acum o să vă arăt dinozaurul de care m-am speriat cel mai tare aici la dinoparcul ăsta. Ameliei i-a plăcut foarte mult globurile astea și fiindcă știe să citească, căuta continentele. Asta este un strămoș de al elefanților. Un dinozaur. Ham, ham, ham. Măi, de exemplu, dinozaurul ăsta pentru mine este mult mai fioros decât un tiranozaur. Uitați-vă ce mare e ciocul lui. Păi să-mi iasă mie în cale unul din ăsta, a murit pe loc. Bebeluțul ăsta ți-a pierdut, dar i-a găsit mama. Uite acolo. Ăsta parcă e un triton. Ba nu, parcă e gaiță. Vai, dar ăsta e foarte supărat. Știți cum arată o gaiță? Uitați-vă la culorile de pe gâtul și de pe capul dinozaurului ăsta și uitați-vă la o gaiță. E, cel puțin asemănările cromatice. Uite, mănâncă mână. Vă rog să remarcați că unii dinozauri au pe spate tot felul de spini, iar alții nu au. Ăștia care nu au e din cauza că nu-i ataca nimeni. Iar ăștia cu spini aveau foarte mulți dușmani, iar spinii ăștia de pe spate îi ajutau într-o măsură considerabilă. Da, de ce dinozaurii au coarne? Ca să poată mușca pe alți dinozauri.
să se apere de alți dinozauri. Și dacă ce pune un dinozaur aici să o țenghimpe? Da. Ok. Ilinca a văzut pe monitor cum are loc impactul meteoritului cu pământul și... Îi pare rău că au murit dinozauri. Amelia, ți-i pare rău că au murit dinozauri? Da. Și ți-i pare rău? Dar dacă ai, nu mureau, nu eram noi astăzi. Aici n-a fost teatru. Chiar s-au întristat fetele. Dinozaur pătrat. Aici era pătrat la spate. Eu din ăsta văd prima dată. Eu mai țin minte că vreau eu să mă urc pe el. Aici unde filmam, eram pe o platformă care a început să vibreze și să imită cutremurul. Această platformă era sincronizată cu vulcanul și imediat după cutremur a erupt vulcanul. Și chiar a fost înfricoșător. Bă, deci dacă te prinde ăsta între gheare, nu mai scapi. Uitați-vă ce gheare ascuțite are. Acum vă dați seama ce viață duc eu. Uitați-vă ce dinozaur mă ține pe mine din spate. Ferească Sfântul! Era o coadă lungă, aici al capucii. Picioarele. Coadă. Ăsta este un brontozaur, care este cel mai mare dintre toți dinozaurii. Vedeți cât de mici suntem noi pe lângă brontozaurul ăsta? Păi asta era mărimea lui reală. Eu cred că dacă un brontozaur din ăsta trăgea odată din coadă, putea să culce la pământ 5 tiranozauri odată. Ăsta urla cel mai tare dintre toți. Tiranozaurul ăsta, când urla odată, se auzea din București până în Chișinău. La copii le-au plăcut foarte mult faptul că dinozaurii se mișcau. Haide copii, haideți copii! Ăștia sunt primii oameni primitivi care n-ar fi apărut niciodată pe pământ dacă n-ar fi existat meteoritul ăsta ucigaș. Aripile astea cred că erau pentru intimidare. Eu cred că dacă făcea așa din ele, scotea un sunet din ăsta înfiorător și putea să intimideze pe ei care vreau să-l mănânce sau, eu știu. Alt dinozaur. Să fugim de ei. Că mi-e îmi place să fug de cineva. Ilinca mă ia pe mine în brațe și mama o ia pe Ilinca, ci tu pe mama și fugi. Deci eu o să vă duc pe toți? Da. Ce cu minte pare asta. Să parcă e un dinozaur beat. Strămoșul unicornilor. Păi deci așa dinozauri erau pe vremuri. Incredibil.
Ăsta e un puiuț. Ia uitați ce ciocan are ăsta în coadă. Deci când îți trăgea o coadă de asta, e ca și cum ți-ar fi dat cu ciocanul în frunte. După asta iar am luat trenuțul ca să mergem la cetatea Râșnu. Vă plac pozele noastre? Nu e așa că e frumos aici? Ăsta a fost ultimul tren pe ziua aia și ne bucurăm mult că l-am prins. În concluzie pot să vă spun că a fost o zi frumoasă petrecută alături de rudele noastre din Moldova. Eu sper că v-a plăcut filmul nostru, iar dacă v-a plăcut...